Curții Constituționale? E o decizie a Curții Constituționale, ne supunem cu toții pentru că așa este corect, e o decizie importantă pentru viitorul României, pentru integrarea europeană. Am spus de atâtea ori, nu mi-este rușine cu absolut nimic, dar am și candidat ca primar al municipiului Deva. La mine, atât la primul proces, n-a fost un abuz în serviciu, n-a fost mită, n-a fost luare de mită, așa cum prevede expres această motivare încă verbală a Curții Constituționale, pentru că va veni hotărârea și hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial și acolo prevede foarte clar de când se aplică, cum se trimite Parlamentului, când se rediscută în Parlament și de când va fi aplicabilă. Sub nicio formă nu va fi aplicabilă acestor primari, ci viitorilor primari. Pentru că sunt primari care au fost condamnați pentru mită, pentru luare de mită, nu pentru întocmire defectuoase sau pentru greșeli de funcționari publici. Sigur că decizia a fost dată în favoarea funcționarilor publici pentru că aceștia nu mai semnau nimic. Nu mai lucra nimeni în primărie și toată lumea invoca, nu semnăm că vine DNA-ul și ne ia. Și atunci s-a clarificat această chestiune, domnule, cei care au întocmit defectuos și din greșeală anumite documente în primărie să scape prin acele cereri în revizuire pe care o voi depune sau a depus-o avocatul meu de la București. Deocamdată nu vă pot spune pentru că voi lua un avocat din București în următoarea etapă. Din punct de vedere al deciziei de astăzi, ea spune clar, doar cei care sunt condamnați pentru mită, pentru luare de mită și pentru dare de mită, aceia sunt sub incidența legii. În același timp, Curtea Constituțională trimite Parlamentului și cere modificarea expre care Parlamentul nu mai poate discuta. Deci va trebui să se supună deciziei Curții Constituționale, că este un element deliberativ în situația aceasta. Asta înseamnă că rămâneți în continuare primar. Și atunci voi rămâne și voi exercita atribuțiile, chiar dacă unii s-ar bucura să nu mai fiu sau se bucură mereu. Am trecut prin faza asta și în 95-96, cei care sunteți mai vechi în presă știți că mereu invocau ba una, ba că sunt inginer, ba că subinginer, ba că n-am voie, parcă Valesa n-a putut să fie ca maestru președinte de țară. Dăm un exemplu, da? În cadrul unui stat sau unei funcții majore. Ei, să nu se bucure, ci să treacă la treabă, să facă tot ceea ce trebuie pentru binele municipiului Deva, pentru cetățenii Devei să se bucure în continuare, așa cum am promis, de niște proiecte bune și vedem mai departe ce va spune Parlamentul. În cazul în care nu reușiți acea revizuire a primei sentințe și rămâne abuz în serviciu, nu exercitare defectuoasă a sarcinilor de serviciu, această decizie de astăzi a curții va fi pusă în aplicare de Parlament. Ajungem totuși la momentul suspendării? Facem încă o dată o clarificare. Deci, prima așteptăm hotărârea publicată, da, ca să o citim cu toții, nu o declarație. În același timp, vă spun, ea este aplicabilă doar viitorilor primari aleși, ci nu cei din urmă sau cei care au fost. Gândiți-vă că ar fi, deci nu se aplică retroactiv, 2000 de miliarde cheltuielile pentru toată organizarea, numai 10 consilii județene care sunt afectate, plus încă 150-180 de primari care cetățenii au votat, repet, cu mită, deci nu cu întocmire defectuoasă pentru construirea McDonald's-ului. V-am spus că mi-am asumat-o, mi-o asum cu orice risc. Dacă trebuie să mai fac un McDonald's pentru copiii de vi-l fac. Am montat și căluțul. Gândiți-vă că benzinarii nu-și doreau nici MOL, nici Shell, nici Agip, nici OMV undeva. Vreau numai ei să fie și numai ei să transmită carburant spre Serbia. M-am bătut cu un sistem dur atunci, cu Miron Cosma în plină grevă, în plină, și atunci sigur că am atras și dușmani. Acum trebuie să clarifice cei care sunt în domeniu, domnule, a avut sau n-a avut Mircea dreptate atunci când a construit McDonald's și Shell în municipiul Deva. Deci în principiu pe dumneavoastră nu vă afectează decizia, deci, de astăzi. Deocamdată sub nicio formă nu mă afectează această decizie. Va urma să vedem dacă cererea revizuire va fi aprobată în viitoarele 3-4 luni de zile, pentru că nici acolo n-a venit nici măcar minuta.
ca să știm, nu în minuta, nici măcar okay. hotărârea. Și atunci, în funcție de hotărâre, vom decide cum vom ataca mai departe recursul.